Activitatea structurilor de securitate din partea stânga a Nistrului intensificată, sporirea acestora vine în contextul aparițiilor multiple ale diversiunilor informaționale. Îngrijorarea a fost exprimată de liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Potrivit lui, în spatele acestor acțiuni ar sta serviciile speciale de la Chișinău, dar și din statele vecine, care folosesc agenți sub acoperire care au legitimații de jurnaliști sau de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Șefciuc a mai spus că urmează să fie intensificat și controlul asupra scurgerilor de informații secrete și de serviciu din cadrul administrației locale. Deocamdată autoritățile de la Chișinău nu au reacționat în niciun fel la declarațiile lui Șefciuc.